Bună ziua și bine ați venit în micuța noastră cămăruță de la M10. E mică pentru că atât am avut noi deocamdată de oferit. Așteptăm de la primărie să ofere mai mult. Știm că au posibilitatea să acorde spații tuturor organizațiilor de masă, ca să nu mă exprim neapărat politice, pot fi neguvernamentale, nu? Și chiar știu foarte multe asociații care au avut sprijin. Așteptăm și noi. E drept că așteptăm cam de mult, a trecut mai bine de o lună, nu? Deci am o cerere depusă pe 27-a 10-a și am așteptat termenul oficial, nu, de 30 de zile, cu toată poșta și cu toate sărbătorile ar fi trebuit să apară. Voi reveni pentru că bănuiesc că o să putem ne vedea și într-un spațiu mai larg. Un lucru este sigur, avem la nivel de Onești undeva în jur de 50 de membri activi. Suntem în creștere. Un partid mic care sperăm să fie puternic, pentru că toți oamenii care ni se alătură sunt bine intenționați. Cred că îi mână ceva mai mult decât sila față de cum să mă exprim ca să nu jignesc pe nimeni, față de imaginea politicianului consacrată în ultimii 25 de ani. Cred că ați auzit expresia nouă, ne pasă, chiar ne pasă, ne pasă de copiii noștri, ne pasă de părinții noștri, ne pasă de locurile noastre de muncă care sunt pe cale de dispariție în acest oraș, din păcate. Încercăm să trezim în fiecare, știți, sămânța aia care ar putea să încolțească, nu știm exact de ce nu încolțește, uneori nu este apă, uneori nu este lumină, uneori solul nu este prielnic, dar așteptăm pentru că ea există, există în fiecare din noi și așteptăm de la fiecare să ofere ce are el mai bun pentru societatea asta. Credeți-mă, am convingerea că merităm mai mult. Merităm mai mult decât o pungă de mălai, făină, ulei și o șapcă tipărită electoral. Așteptăm mai mult pentru că noi oferim mai mult. Noi am fost educați să oferim tot ce putem pentru societatea asta. Așa am fost crescuți, generația mea, cei născuți în anii 60-70, nu? Ceaușeienii se spunea cândva. Așa am fost educați. Am primit o educație foarte bună. Nu e greu să o pui în practică, trebuie să vrei și exemplul tău să fie primul care să-i mobilizeze pe ceilalți. Este convingerea mea că atunci când un om sincer apare în fața semenilor lui și se dă pe sine de exemplu și viața lui de până acum este cea mai bună carte de credit, nu? Deci nu vorbele în vânt sau cum să zic, nu fraze neapărat frumoase, chiar așa stângace, chiar nepregătite, pot ajunge la sufletul omului, la mintea lui și cred că e mai pe înțelesul tuturor. Am ajuns să fac politică după ce mai bine de 25 de ani am fost convinsă că o fac alții. Nici membru de partid n-am fost în vechiul partid, abia făceam școală, dar erau studenți, nu membri de partid, erau tineri. Nu am fost. Nu am fost, cred că la vremea aia mi se părea că e pentru alții și după aia mi s-a părut că e pentru alții. De ce mi se pare acum că e pentru mine? Pentru că mi se pare că s-au întrecut cu gluma și unii și alții. Au uitat de ce au plecat la drumul ăsta. S-au pierdut pe drum, s-au rătăcit până la București, s-au pierdut de la București spre casă, n-au mai ajuns acasă. Cred că tare ușor te pierzi, să știți. Văd în jurul meu mulți oameni pierduți și nu știu ce ar trebui să facem noi ca să se regăsească, pentru că nici spiritul de turmă nu e bun, dar nici solitarismul nu este foarte bun, pentru că e foarte comod, e confortabil să te închizi la tine în casă, ai siguranță, ai internetul, nu? Comunici cu cine vrei tu, că ai prieteni. Toți avem câțiva prieteni cu care să ne povestim bucuriile și tristețile. Dar când e vorba de viitorul unei națiuni, trebuie să facem un pic mai mult. Copilul meu a început să crească, am rămas fără modele, nu prea am ce să-i mai arat în jur. Cum să-l motivez să fie
așa cum îi spun eu, să fie corect, cinstit, să muncească, să vrea în fiecare zi să fie cel mai bun. Chiar dacă nu e cel mai bun, mereu îi spun, mama, nu primul, dar în primii 10, crede-mă, vreau de la tine lucrul ăsta. Ei, cam asta se întâmplă și cu noi ca nație, nu? Nu primii, dar hai, nici ultimii, nici să fim tot timpul arătați cu degetul că suntem cei mai răi, pentru că nu suntem cei mai răi. Vedeți, frații noștri, când pleacă în străinătate, chiar ne fac cinste, sunt muncitori, sunt buni, sunt apreciați. Sunt și răgălii, dar hai să ne mândrim cu ce-i frumos, cu ce-i bun. Hai să facem noi ce este bun. N-am zis, am primit o educație bună. Profesorii noștri ne-au învățat să fim oameni cinstiți. E drept, sunt ispite multe în jur, dar nu ai calea. Nu aia este calea și poate exemplu este și activitatea în sectorul privat în care am ajuns alături de soțul meu în ultimii, să zicem, câțiva ani buni de zile. Te lupți, că nu e ușor, nu spune nimeni că este ușor. Dar trebuie să vrei să rămâi pe piață, cum spun eu. Faci azi biscuiți, mâine, pâine, poimini, pesmet, răspoimine, saci, poimini, lăzi. În fiecare zi încerci să faci ceva, să te dai după piață, să reziști pe piață. Facem ce se cere, numai să vedem că avem un orizont. Asta de aici plecasem, nu? Că s-au pierdut unii alții. Noi ne dorim să trezim în fiecare acea linie de orizont spre care să tindem, spre care să mergem și e bine dacă suntem mai mulți, nu puțini. Care a fost primul impact, să spunem, al dumneavoastră la întâlnirea cu Monica Macovei? Vai, primul impact. A fost foarte puternic. De fapt, prima dată când am afirmat că aș face ceva mai mult decât să o votez a fost noiembrie 2014, când am văzut-o că va candida la președinția țării. Sincer, am toată admirația pentru ea. Este pentru mine un model de om demn, dârz, hotărât, care știe ce face, știe ce vrea, nu s-a dezmințit niciodată și am considerat că pot să o urmez. În ianuarie, când a lansat asociația, m-am înscris online, după aia m-am trezit căutată de ceilalți membri și m-am trezit făcând front comun și mi se pare azi că a fost cea mai bună idee pe care puteam să o am. Militez alături de ea pentru că cred că cu ea avem o șansă. Aveți o organizație puternică la nivelul județului Bacău. Iată, dumneavoastră vă adresați oneștenilor. Da. Considerați că Uneștenie, având în vedere că Uneștiul este un oraș roșu, dacă putem spune din punct de vedere politic, roșu și portocaliu, și nu? Și portocaliu. Ați ales această alternativă, de fapt nu ați ales o alternativă, ci ați găsit argumente da. pentru. Care ar fi cel mai puternic argument pe care l-ați putea propune oneștenilor? Ce definește în principal partidul M10? Bine, mesajul partidului M10 e un partid reformist, da? Se vrea un partid antisistem, anticlasă coruptă, nu? Nu este un secret, lupta anticorupție este standardul, nu? Și cred că la toate nivelele corupția trebuie îndepărtată ca să facem loc adevăratei competiții, să facem loc oamenilor cinstiți. Deci ce vrem prima dată? Să nu se mai fure. Când se fură banii pentru bani public, nu avem școli, nu avem spitale, nu, dar nu că ne dorim spitale, noi dorim locuri de muncă. Nu? Deci în primul anticorupție da, este ca o definiție și în al doilea rând vreau să vă întreb, aș vrea să transmiteți un mesaj pentru tinerii din Onești. Da, pentru toți tinerii, nu numai din Onești, mesajul, alăturați-ne, veniți alături de noi pentru că cred că aveți o șansă cu noi, pentru că nouă ne pasă. Da, aia îmi doresc din suflet și am avut contactul cu tineri, avem contact cu tineri, chiar a fost suficient un telefon din partea unei membre din M10 care are fiica elevă de liceu, antreprenoriat, ceva de genul ăsta, avea o lucrare despre antreprenoriat și exact am zis modelul personal, considerând că am reușit să facem ceva în acest domeniu, am considerat că pot să-i ajut și cred că ori de câte ori mă solicită cineva pentru tineri, voi fi prezent. Care au fost principalele acțiuni organizate de M10 la care ați participat până în prezent? Da, am avut câteva acțiuni la Bacău. Prima dată am avut acțiunea de lansare a filialei județene a Asociației M10, înainte de
am ființat partidul, nu? Deci am strâns adeziunile, semnăturile pentru înființarea partidului. Ulterior a fost lansarea partidului la Bacău, care a avut loc în noiembrie. A fost și doamna Monica Macovei prezentă și să ne facem cunoscuți. Deci asta am vrut de fiecare dată. Am avut o acțiune la Salina Târgoc, am avut una aici în vară cu Mișcarea pentru Sănătate. Am avut un grup de tineri și chiar copii, pentru că pot spun că peste 10-11 ani sunt și copii, cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Deci copiii noștri au nevoie de a oferi modelul practic, da? Deci am avut o demonstrație practică pe pista de atletism. A fost foarte frumos și am zis, ne dorim să fie mult mai multe și cred că invitația rămâne, am zis, avem ușile deschise pentru toată lumea, avem adrese stabilite, contacte unde putem fi găsiți și puteți nu numai dați, în Onești. Puteți să dați câteva detalii cu date de contact, poate vor dori cetățeni, tineri, persoane de orice vârstă care sigur, doresc să vină în partidul dumneavoastră. Pentru toți care unde deschid calculatorul pot să trimită, să intre online, să înscrie online și vor fi distribuiți de colegii noștri la București. Atunci automat. Facebook, cont, Da, da, avem și prieteni pe Facebook. Da, da, deci e drept, sunt nouă în segmentul Facebook, nu din, doar din iunie am cont, dar am și sunt persoane care mă pot găsi numai pe mine și pe colegii mei și putem găsi M10 Bacău. Da, avem avem pagină și putem fi găsiți și contactați. Cine vrea, toată lumea ne poate găsi și telefonul meu personal pot să-l dau, nu este o problemă. Nu mă feresc să vorbesc cu nimeni, nu am absolut nicio reținere să am contact direct cu toți, cu toți care se pot arăta interesați. Veți continua dialogul cu cetățenii municipiului Onești? Sigur, sigur, pentru că nu este un secret. Oricând. Nu e un secret, zic că am fost desemnată candidatul M10 pentru primăria Onești. Mulți zâmbesc când aud. Da, nu o analiză aprofundat. A fost o decizie. Am subscris la ea și mă vor găsi în competiția electorală, cu siguranță. Da? Cum vi se pare, sau cum vedeți, începând din ianuarie, lupta politică aici pe plan local la Onești? La ce vă așteptați? Sincer, știți cum e, când nu ai mai fost, nu știi la ce te aștepți, dar sunt dispusă să accept orice provocare. Deci cred că pot să vorbesc cu orice candidat care mă va invita la un dialog. Contra candidat? Da, categorică, da. Și? Categorică, da. Da. Nu știu, încă nu cunosc oferta din partea celorlalte partide, chiar nu știu cine va candida, dar v-am spus, pot să răspund la orice provocare, nu mă feresc de nimeni, adică nu am nimic de ascuns, cred că n-am de ce să spun nu. Cum văd, da, cred, sper să fie o luptă cinstită, deschisă și... nu știu de când am mai fost o femeie în dacă competiția electorală, sper să fie niște gentlemen, să nu avem, cred că niciodată n-aș vrea să mai aud că o femeie a fost pusă în postura Cristinei Gușet. Sincer vă spun asta. Îmi doresc din suflet și cred că aici vreau să atrag atenția multora, că au uitat ce înseamnă respectul față de femei. Foarte mulți domni, din păcate, nu pot să nu nominalizez, dar am sesizat o atitudine care nu este cea mai potrivită. O anumită categorie de femei, mă refer la categoria mame, da? Mame, soții, gospodine, femeie care muncește, da? Un pic s-a alunecat pe o pantă care nu e corectă. Da, fără discuție, într-o lume politică a bărbaților... De acord, deci bărbații trebuie streziți. Da, bărbații trebuie să le aducem aminte că fiecare bărbat are acasă o mamă sau dacă nu mai are avut-o, cu siguranță a fost educat să o respecte. Da? O iubești și o respecti pe mama ta, o iubești și o respecti pe soția ta, o iubești și o respecti pentru că așa e lăsat de la Dumnezeu. Nu comentez mai mult. De multe ori știți cum se spune legea asta. E și după bunul simț. Cele mai multe legi, dacă stăm și ne uităm în Constituție și în Codul Civil și în Codul Penal, și, să știți, toate pleacă de la bunul simț, în primul rând de la bunul simț. Și trebuie să readucem în față, culmea, educația aia pierdută din primii 7 ani de acasă.
Da, mie mi se pare că femeile au rolul lor în politică și trebuie un pic așezate lucrurile, nu că e un curent acum în toată Europa sau și în America Latină, sau trebuie un pic să ne facem ascultate, da? Nu auzite, să ne facem un pic ascultate. Într-un onești căzut economic, într-un onești în care perspectivele pentru foarte mulți și mai ales menționez aici gradul de sărăcie al oamenilor, situația precară v-au determinat să intrați în politică? Da, da. Și faptul că cei mai mulți din mici întreprinzători sunt pe marginea prăpastiei. Deci cei mai mulți dintre noi abia suntem pe linia de plutire, nu este un secret. Să știți că mediul acesta viciat a avut de suferit din cauza corupției, din cauza unei proaste înțelegeri a noțiunii de parteneriat. Și dacă numai o parte o respectă pe cealaltă, nu se numește avantaj reciproc, nu se numește că câștigăm amândoi. Și atunci când numai unul câștigă și celălalt începe să piardă, pierde azi, pierde mâine, până într-o zi când dispare. Deci nu cred că asta ne dorim noi. Ne dorim să putem oferi locuri de muncă, să putem oferi avantaje celor care vor să creeze locuri de muncă. Avem un obiectiv așa ceva. O să discut la vremea respectivă. Acum cred că se vroia doar un mesaj de bun venit pe scena politică, pe scena publică, nu pe scena politică, nu pe scena publică a orașului și veniți alături de noi că nu vă vom dezamăgi. Asta ne dorim în primul rând. Și în campanie o să vorbim mai multe, nu? Până atunci cred că e suficient. Și un gând bun tuturor de anul care vine, nu? Pentru anul 2016 ne dorim să fie mai bun, să avem parte de sănătate și de împlinire. Împlinire sufletească, împlinire profesională, familială și tot ce să însemne un om mulțumit de viața pe care o duce. Noi vă mulțumim foarte mult și sperăm ca presa, întreaga presă din Onești, nu numai Exclusiv TV, să o aveți alături de dumneavoastră. Și noi vă dorim avem nevoie de presă ca să ne facem cunoscute acțiunile, pentru că numai contul de Facebook nu e suficient. Bun. Sincer, vă mulțumim, da. Și vă dorim mult mulțumesc succes. Și eu foarte mult asemenea.